îți ceri iertare de la toți cei din casă înainte de a pleca spre slujba de la biserică? Închizi telefonul mobil? Nu vorbești și nu te fâții de colo-colo prin biserică spre a nu deranja slujba? Ține cont, măcar de acum încolo, de regulile canonice, dacă vrei ca mersul la Sfânta Biserică să-ți fie de folos. Iată ce spunea Părintele Cleopa despre cele 14 reguli de bună cuvință pentru care creștinul merge la slujbă. 1. Să te ierți cu toți. Dacă merge mama la biserică sau tata, să zică, iertați-mă măi băieți, iartă-mă soție. 2. Să duci un mic dar din casa ta, o lumânare, un bănuț, o prescură, un pahar de vin, ceea ce poți. Prin acel dar pe care tu îl duci la biserică, se binecuvintează toate averea ta, căci îl dai jertfă lui Dumnezeu. 3. Să mergi mai de dimineață, ca să ajungi înainte de a începe slujba, să te poți închina, în liniște și să îți alegi locul fără să deranjezi slujba. 4. Bărbații stau în dreapta, femeile stau în stânga. Aceasta este ordinea așezării credincioșilor în biserică și vârsta stabilește ordinea așezării. În față stau femeile și bărbații, mai în vârstă, iar cei mai tineri în spatele lor. Între bărbați și femei se lasă o cărare în mijlocul bisericii ca să poată merge la altar cei care vor să se închine și să ducă darul. 5 nu vorbești în biserică. Este mare păcat, dar dacă este neapărat nevoie, poți spune ceva, dar numai în șoaptă sau prin semne. 6. Nu ieși înainte să se termine slujba. Dacă ieși înainte de terminarea slujbei, ești asemenea cu Iuda, care a ieșit de la cina cea de taină și s-a dus să-l vândă pe Hristos. Doar urgențele justifică încălcarea acestei reguli canonice. 7. Nu săruți sfinții pe față. Când te închin la sfintele icoane, este mare păcat să săruți sfinții pe față. Dacă sfântul este pictat în picioare, îl săruți pe picioare. Dacă este pictat pe jumătate, îl săruți la partea de jos. 8. Nu te mai duci să te închini, după ce preotul a dat binecuvântarea de liturgie. Când auzi preotul spunând, binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor, nu te mai duci să te închini pentru că îi tulburi pe cei care vor să asculte Sfânta Liturghie. Nici darul nu-l mai duci. Îl vei da cu o lumânare și cu prescură la sfârșit. 9. Stai în genunchi când se cântă pe tine te lăudăm, pe tine bine te cuvântăm. La fel la acțiunul Maicii Domnului și la Tatăl nostru. În fața Sfântului Potir, la împărtășanie, să nu ai lumânarea aprinsă, nici să nu-ți faci cruce, să pui mâinile cruciși pe piept. 10. După împărtășanie, nu mai săruți mâna preotului. În plus, până nu stai la masă, nu mai ai voie să săruți nici sfintele icoane. Cei căsătoriți care vor să se împărtășească cu curatele taine, trebuie să păzească curăția în familie, măcar trei zile, iar după ce s-au împărtășit, măcar două zile. 11. Ia anafură pentru cei de acasă. Cel ce a venit la biserică se cheamă apostolul familiei. El trebuie să ia sfânta anafură pentru toți cei din casă, iar aceștia nu mănâncă nimic până când nu se împărtășesc cu sfânta anafură. 12. Cum ieși din biserică? Când rostește preotul, cu pace să ieșim într-un numele Domnului și sfârșește liturgia, faci trei închinăciuni în mijlocul bisericii și mergi acasă. De la biserică nu te oprești până la ușa ta. 13. La masă povestești ce ai auzit la slujbă. Când ajungi acasă, spui o rugăciune la Sfintele Icoane și, stând la masă cu familia, povestești ce ți-a rămas în cap de la biserică ce predică a ținut preotul, cum a cântat dascălul, cât de frumos a fost, ca să audă și cei ce n-au putut merge la biserică din motive binecuvântate. 14. Și ultima. După amiază îi cercetezi pe cei bolnavi și săraci. După ce ai stat la masă, te odihnești două ore, apoi te duci în duminici și sărbători să faci vizite celor în bătrâni și bolnavi, ca să le spui un cuvânt de mângâiere și să le duci, dacă poți, un dar cât de mic.